Trebuie ținut minte că în învățătura aceasta, care este cea tradițională și încă se regăsește în multe aspecte, justificarea nu ține doar de imputarea neprihănirii lui Hristos, de transferul neprihănirii lui în contul tău, ci ține parte și de împărtășirea ta în neprihănirea lui, da? Adică ești iertat de toate păcatele tale în momentul în care ai fost declarat justificat, dar după aia există un proces prin care trebuie să devii părtaș. Și asta este felul în care păcatele tale care merg înainte și păcatele tale sunt șterse definitiv. Da? Pe de o parte este imputarea, pe de o parte este împărtășirea Sfințeniei lui Hristos. Trebuie ca să ți se transfere și trebuie să devii părtaș. Da? Și noi credem că ți se transferă neprihănirea lui Hristos și să lucrează neprihănirea lui Hristos în tine în așa fel că ești sfințit și transformat prin lucrarea Duhului Sfânt. Da? Dar noi nu credem că aceste două fac parte din ispășire sau din justificare. Noi credem că odată iertat, odată declarat sfânt de Hristos prin jertfa lui, ești sfânt și după aia există acest proces de sanctificare care se concluzionează în glorificare. Da? Ei cred că aceste două, avea împutarea neprihănirii și avea împărtășirea neprihănirii, sunt ambele necesare ca să fii mântuit. Și rezultatul nu poate fi știut până nu se termine acea lucrare din locașul cel sfânt de judecată investigativă. De fapt, asta înseamnă judecata investigativă. Hristos acolo investigează ce ai făcut cu iertarea care ți-a dat-o pe cruce. Să vadă dacă ești vrednic sau nu. Da? Înțelegeți? El îți investigează viața. Ba până acolo merge, încât Ellen White la un moment dat spune că nu doar îți investigează viața, îți investigează impactul vieții tale după ce ai murit. Și dacă impactul vieții tale nu este în echilibru corect chiar după ce ai murit, atunci la final, când Hristos termină de investigat viața ta, totuși se poate da un verdict de vinovat. Nu te-ai făcut demn de iertarea care vine prin ispășire, nu te împărtășești din neprihănirea lui Hristos. Thank you.